În Moldova s-a desfășurat primul festival dedicat principalei piese vestimentare caracteristice costumului național, denumirea căreia constituie două vocale, IE. La organizarea și realizarea festivalului au participat Casa Portului Popular Casa Cristea, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Uniunea Meșterilor Populari, Asociația FACEM și compania Teleradio Moldova. Pensiunea pitorească agroturistică la Curtea Moșului, unde s-a produs acest festival, a deschis larg porțile pentru oaspeții din țară și de peste hotare. Ideea acestui festival al IE-ei îi aparține tinerii și ingenioasii Ana Ropot, masterandă la Universitatea de Studii Internaționale și Diplomație din Beijing. Ideea a însămânțit, de fapt, cu câțiva ani în urmă, însă pentru a organiza un festival de amploare trebuie și resurse, trebuie să organizezi mai multe persoane, din cauza aceasta a fost cam greu. Cu 2 ani în urmă, în Beijing, a avut loc festivalul Cipao, care este haina tradițională chinezească și în organizarea căruia am participat și eu. Și atunci mi-a venit impulsul că trebuie neapărat să facem această idee o realitate. Și din cauza aceasta am pus toate forțele împreună ca vara aceasta, în sfârșit, să organizăm și festivalul IE în Moldova pentru a promova și cultura noastră. Ne bucurăm foarte mult pentru că și în organizatori și în participanți vor fi persoane nu doar din Moldova, ci din toată lumea, chiar și în sponsor este un domn care este de origine chineză și care vrea să promoveze IE-le moldovenești, nu cele chinezești, adică nu țipau. Pentru prima dată particip în calitate de ambasador în Republica Moldova la o asemenea acțiune. Sunt foarte bucuros să asist la acest festival. Sunt prezenți mulți tineri îmbrăcați în haine naționale, ceea ce este foarte frumos și e un lucru foarte bun. În China există un festival asemănător, dar mai există și un festival concurs în sală mare. Îmi plac mult aceste activități. Istoria IE-ilor, de fapt, se extinde la o istorie de mai bine de 2000 de ani. Și romanii și dacii purtau ceva asemănător IE-ilor. În muzeul nostru de etnografie și istorie naturală, în Moldova, avem IE care au peste 300 de ani. Și astăzi am hotărât să arătăm tuturor nu doar frumusețea IE-ilor pe care le știm de obicei, dar de asemenea cele de 300 de ani, care au venit special din muzeu pentru a fi demonstrate, și de asemenea varianta mai modernă a IE-ilor și combinația mai modernă, după câte vedeți, am încercat să fac ceva mai modern, dar folosind o IE. Pentru că IE-a este haina de IE, pe care o purtăm și azi și o vom purta și mâine. Pentru Ana Ropot, IE este un remediu de a-și alina dorul de casă și de cei dragi. Știu mai multe persoane tinere care iubesc foarte mult IE. Eu personal o port foarte des, fiind peste hotare la fiecare sărbătoare, dar și când vreau să simt dorul ăsta de casă un pic mai potolit, pentru că mi se face uneori dor nebunește de Moldova, îmbrac o IE și imediat mă simt mai bine. Și de asemenea, toată lumea care mă vede, imediat atrage atenția și vrea să știe mai multe din istoria IE, vrea să știe ce înseamnă fiecare uzor și cum se descifrează această enciclopedie pe care noi o îmbrăcăm. Piesa cea mai reprezentativă și mai dozată simbolic pentru tradiția noastră este IE-a, sau cămașa de sărbătoare a femeilor. The most representative and important piece of tradition in our culture is our traditional shirt called IE, and you had the chance to admire it today.
IA este marca noastră identitară care ne etalează cu toată demnitatea în rândul popoarelor lumii. O îmbrăcăm pentru a ne alinia în rând cu toți cei care au contribuit la afirmarea noastră istorică. Cu un îndemn pentru păstrarea valorilor naționale vine prima doamnă a Republicii Moldova, Margareta Timofti. Doamnelor, domneșoarelor și domnilor, onorată asistență, permiteți-mi să vă salut și să vă zic și eu bine ați venit la festivalul III. Orice popor se identifică cu propria istorie, cultură, tradiție și obiceiurile neamului său. Tradițiile sunt acele pietre nestemate de rezistență, de dăinuire a unui neam. Pălăritul, cioplitul în lemn, împletitul firelor de lozie, a pănușilor, a firelor de lână și cânepă, țesutul, brodatul, croșetatul și multe alte îndeletniciri care le asigurau oamenilor necesitățile gospodărești, înfrumusețarea caselor, a curților, dar și a portului. Festivalul de astăzi pune în evidență IA, cea mai frumoasă, cea mai reprezentativă piesă vestimentară din costumul femeiesc. Vreau să vă mărturisesc că mi-am brodat și eu o ie cu ajutorul mamei mele pe când aveam vreo 13-14 ani, pe care am purtat-o la serbările școlare, dar și la cele din clubul sătesc și pe care am dăruit-o ulterior unei fete din sat ca să o poarte mai departe. Am brodat-o la șezătorile pe care mama le organiza în serile lungi de iarnă în casa noastră și care era, mama, era o împătimită a broderiilor și, în general, a confecționării obiectelor manuale cu care împodobea casa noastră. La acele șezători, femeile brodau, scârmănau și torceau lână, împleteau, croșetau. Bărbații dezghiocau porumb pentru păsări și animale. Ajutau femeile la depănat lână în ghemuri sau confecționau cuțitașe din lemn cu care copiii să-și curețe încălțămintea de noroi înainte de a intra în școală. Manifestarea de astăzi ne va purta pe mulți dintre noi prin amintirile copilăriei și adolescenței, pentru că acolo erau și sunt strămoșii noștri, acolo am învățat datinile și obiceiurile noastre, acolo am purtat întâia dată ie, catrințe și ițari, acolo ne-am încărcat de tradiție și frumos. Să-i urăm mulți ani acestui festival și să ne fie într-un ceas bun! Suntem în Moldova aproape de un an. Vom sărbători prima noastră aniversare în septembrie și ne place aici. Nu cred că știm ceva despre IE, de aceea am venit să aflăm mai multe despre ea. Cu un cuvânt de salut vine și soția ambasadorului Statelor Unite, reprezentanta Clubului Internațional al Femeilor, doamna Moser. Doamna Timofti, vă mulțumim mult pentru invitație și sunt foarte bucuroasă să fiu alături de voi la această sărbătoare. Este o sărbătoare foarte frumoasă și anume tradițiile sunt cele care ne aduc și ne țin împreună și sper că festivitatea de astăzi, primul festival, va deveni și ea o tradiție. Tradițiile sunt cele care ne țin ca o națiune împreună. Tradițiile sunt cele care reprezintă țara și ne arată cine suntem în toată lumea. Sunt fericită să fiu alături de voi și să sărbătoresc tradițiile moldovenești. Vă mulțumesc foarte mult! Haideți împreună să aruncăm o privire la cele haine de ieri, de azi și poate chiar și la cele de mâine, prin prezentarea colecției de ei de la tradiție la modern. Autor, meșter faur Maria Cristea. Ion Valadie cu fina sa prezintă costumul de nuntă. Știți că pe vremuri străstrămoșii noștri așa arătau la nuntă.
marca Casa Cristea, mama împreună cu pruncul și cu fetița. O altă dovadă, oie tradițională, respectând motivele tradiționale, decorul tradițional. Este oie tradițională, într-adevăr, dar unul de numai un brâu și îmbrăcându-o la un pantalon sau la o husă, deja este un lucru modern. Nouă, este ea cu lăcrimioare care a puioșat o sumedenie de oameni. Tradiția este atât de bogată încât meșterii găsesc întotdeauna noi și noi motive. Jurnaliștii sunt inițiatorii acestui festival și plus la toate sunt prezentatorii acestor minunate costume. Imaginați-vă că avem de partea tradiției puterea cea mai mare care înseamnă mass media din Republica Moldova. O altă ieie, o altă lume, o altă abordare. O altă soluție în albastru. Sunt foarte impresionat de portul național, de stilul rustic și plăcut surprins pe instrumentele muzicale populare. Îmi place această casă care este una foarte frumoasă. Vine o altă ieie, la fel de bine brodată, cu toată dragostea meșteriților de la Casa Cristea. Ele au știut să se pregătească pentru acest show al costumului nostru. Mai mult de 50 de modele de ii au fost prezentate la acest festival de Casa Cristea. Am fost foarte încântată de idee. Festivalul ăsta probabil că a trebuit mai de mult să fie, dar poate că s-a copt, deoarece au fost timpuri când ei au fost ca nevitreg în Moldova. Slavă lui Dumnezeu că deja nu este așa, adică dacă o poartă ea și prima doamnă, deja să știți că este bine. Am salutat ideea și sigur că am fost foarte entuziasmată și tot timpul ăsta am lucrat toată echipa împreună, care de fapt a fost o echipă foarte mică, am fost trei femei, doamna Barbara Buzile, doamna Irina Ropot și eu. Am fost încadrate în munca asta, eu consider că e enormă totuși și am făcut cu mult drag și cu mult entuziasm, am făcut lucrul ăsta. Nu veți găsi două ei asemănătoare, fiecare dintre ele are motive foarte diferite, dar și decoruri diferite. Este un letopiseț al memoriei noastre folclorice, al memoriei noastre istorice. Chiar dacă este același ornament, cromatic, fiind cromatica schimbată, deja este altă ie. Momentul de glorie și respirația, puteți încet porni, pentru că e un costum de cele mai frumoase vise, așa cum știu să le facă femeile de la Casa Cristea. Sunt ei făcute pe parcursuri la mai multe luni, pentru că noi am pregătit festivalul în decurs la două luni, practic am muncit, dar oie nu lucrez într-atâta timp, se muncește foarte mult. Avem meșterițe la Casa Cristea foarte bune, fete extraordinar, brodeze care cunosc diferite tehnici de broderie, tehnici uitate deja, lucrăm cu muzeul împreună, lucrăm conform modelelor vechi, folosim ornamente tradiționale vechi, le mai modificăm în variante.
variantă modernă, cum ar fi, pentru că asta vrem să facem, ca și tineretul să îndrăgească tradiția, să îndrăgească ea, pornind de la o ie mai modernă, o să îndrăgească și pe ea autentică. Sigur, festivalul nostru este un dialog, al tradiției cu modernitatea. Interpreta de folclor, Suzana Popescu, vine acum într-un costum, cel mai vechi costum de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Are peste 180 de ani. Reprezintă tradiția sudică. Este din județul Ackerman. Pe vremea când s-a organizat muzeul, a intrat printre primele piese. Și inclusiv cu opinci, insistă doamna Suzana Popescu să vă atragă atenția. Estina Scarlap, care este o doamnă deosebită, interpretă în costumul brodat în mătase roșii, care l-a făcut cu mult, mult drag. Thank you.
Clara Lungu, într-un costum de la nordul Moldovei, începutul secolului 20. Ei are tip tunică, una dintre cele mai vechi tipuri. Dorina Harea, antropolog, cea care cunoaște foarte bine tradiția și, bineînțeles, solidară cu muzeul. Corina Rezneac, cea care are un costum de la nordul Moldovei, o ie foarte valoroasă, brodată cu lâniță pe pânză de in. O ie care este destul de groasă, dar să știți că niciodată femeii care o poartă nu este cald în ea, pentru că este cusută cu o cheiță artistică foarte interesantă care servește drept ventilator. Din raionul Ungheni, satul Todirești, formația de copii, doinițele, haideți împreună să admirăm și câteva iuțe mai micuțe. Maria Mocanu într-un costum mai recent. Vă voi interpreta un cântec care se numește Vin ba de la șezătoare. Aici casa ai tinuiele și fetele strumușele ca noi casa de pârme ca-i mânecuță și fetele smântătâne mânecuță. Costum de zona Olteniei, pentru că noi acolo la sudul Basarabiei avem contaminații de folclor oltenesc, muntenesc, dobrogean și moldovenesc. Am decis să îmbrac anume acest costum, care a fost extrem de dificil să-l
reproducă Maria Cristea după o mostră de 100 de ani. Iată, este aproape identică, doar că pânza nu mai este de acea calitate care era atunci pe vreme, era din marchizet, acum este din pânză topită. Pe unde umblă dorul? Pe unde umblă dorul? Nu poți ara cu plăgă, nu poți ara cu plăgă, taradiri, niridiri, mănâică. Care s-au adunat, eu cred că noi, meșterițele de la Casa Cristea, o să adăugăm munca noastră și o să facem niște costume la copii. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you! Și vă aștept și mai departe la al doilea festival. Cu drag am acceptat invitația să vin la acest festival, deoarece este un festival care ne reprezintă pe noi ca popor, mă reprezintă pe mine ca reprezentantul acestui popor. Sper foarte mult că acest festival să fie de bun augur și să ne bucurăm încă de multe, multe ediții în viitor. Urez mult succes organizatorilor. Eu cred că cei care au stat la baza la organizarea acestei ediții nu vor lăsa mâinile în jos, dar vor avea mai mult curaj ca să organizeze și în continuare.